Asculți podcastul Flux. Următoarele minute reprezintă un extras din prelegerea pe tema fricii și siguranței în zilele noastre, pe care profesorul universitar dr. Mircea Miclea a susținut-o în cadrul unui eveniment Flux. E foarte greu să nu-ți fie frică de viață când nu te pricepi la nimic. E foarte greu. Credeți-mă, putem să păcălim pe oricine în lumea aceasta. Poate nu de fiecare dată, dar de multe ori. Dar există ceva sau cineva pe care nu-l putem păcăli niciodată. Propriul nostru creier. De ce? Pentru că conștiința noastră funcționează numai din când în când. Funcționează când suntem treji. Când suntem adormiți, când dormim, conștiința nu mai funcționează. Când, bem prea mult, conștiința e solvabilă în alcool, nu mai funcționează. Și în alte situații nu mai funcționează. Când suntem într-un extaz erotic, nu mai funcționează. Când suntem în orice situație. Creierul însă funcționează non-stop, 24 de ore din 24. Și venim noi cu varianta noastră și încercăm să-l păcălim și el ne râde în nas. Adică venim noi cu conștiința și spunem, ar trebui să am încredere în mine, merită să am încredere în mine. Și el spune, să ne uităm în fișier, n-am nimic împotrivă. Foarte bine, vrei să dau sentiment de încredere în tine? Foarte bine, să ne uităm în fișiere. Ieri, eșec. Ți-ai propus să faci ceva, n-ai dus la bun sfârșit. Alaltăieri, nici nu te-ai apucat. Răs alaltăieri, ai început și iar ai lăsat. Răs alaltăieri, ai lenevit. Răs alaltăieri, nu știu ce, nimic, bilă neagră. Îmi pare rău. Nu pot să-ți dau sentimentul de încredere. De ce? Uită-te aici, la dosar. E plin. E plin de eșecuri. Nu te pricep la nimic. Deci cum să-ți dau eu sentimentul de siguranță? Cum să-ți dau eu sentimentul că tu ești în siguranță în lumea aceasta din moment ce tu nu ai nicio realizare? Vedeți? De asta ne trebuie realizări. Trebuie să ne găsim ceva. Ceva în care noi putem să facem ceva bine. Nu contează ce e acel ceva. Poate că să fim un foarte bun instalator, poate că să fim un foarte bun tâmplar, poate că să fim un foarte bun profesor, poate că cântăm mai bine la chitară decât alții, poate că dansăm mai bine decât alții. Ceva trebuie să facem bine dacă vrem să nu ne fie frică. Pentru că acel ceva pe care noi îl facem bine constituie input pentru mașina asta inferențială pe care o are creierul. Adică creierul spune, măcar ceva știi bine. Deci acolo e terra fermă, acolo e lucrul ăla stabil. Restul nu prea știe, restul vai de viață. Da, acolo? Acolo e ok. Da, dacă n-ai nici aia, da? E o scenă superbă într-un roman al lui Marin Preda, Marele Singuratic se numește. El, personajul principal, are o iubită, o pictoriță, de care se îndrăgostește fără să-și propună să se îndrăgostească. Așa cum câteodată apar relațiile acestea de dragoste foarte frumoase, nu? Stă cu ea, la început nu se înțeleg bine, după care își dau seama că relația între ei a evoluat într-o relație de dragoste. La un moment dat, ea chiar îi spune, ne-am îndrăgostit, ne-am procopsit. Uite, ne-am procopsit, că ne-am îndrăgostit. Și are o ceartă cu ea într-o seară foarte, foarte intensă. Și se întoarce la marginea Bucureștiului. El lucra ca inginer agronom, dacă îmi aduc bine aminte, la marginea Bucureștiului. Și pe drum tot rulează în minte cearta respectivă și dă replici în minte și îi spune ce trebuie să-i spună și nu i-a spus și așa mai departe. Era în mai, ajunge la poarta fermei și deschide poarta fermei și se uită la fermă. Și erau copaci înfloriți și spune, la urma urmei, din mâinile mele ies fructe și flori. Punct. Și se liniștește. De ce? Pentru că într-o perioadă tulbure a vieții lui, ceva făcea clar, bine, fructe și flori. Clar. Putem să facem altceva, dar trebuie să facem ceva. O competență pe care noi trebuie să ne-o cultivăm. Nu ne-o cultivăm neapărat pentru ca să câștigăm bani. Sigur că câștigăm și bani datorită ei. Nu o cultivăm ca să impresionăm pe cei din preajma noastră, spune, uite ce deștept. Sigur că îi putem și impresiona. Nu asta e principalul câștig. Principalul câștig este că ne creăm o insulă de control. Ceva controlăm în lumea asta. Ce? Ceva ce ține de noi. De capul nostru, de mâinile noastre. Ne trebuie să ne pricepem bine la ceva dacă vrem să ne simțim în siguranță. Dacă nu avem nici măcar această competență, repet, indiferent care, trebuie să ne găsim fiecare dintre noi
Poate ne găsim două, poate trei. În loc să avem o insulă de control, avem un arhipelag. O insulă aici, o insulă aici, o insulă aici. Ne simțim și mai în siguranță atunci. Pentru că creierul vine și spune, lumea este incertă, lumea e plină de pericol. Da, dar uite, aici te simți în siguranță și aici ești la tine acasă și uite și aici, uite, stai în zonele astea și ok, mai faci câte un alt și ai ceva fix. De asta avem nevoie de competență. Așa că, pentru ca să ne reducem în anxietăți, trebuie să ne dezvoltăm o deprindere, trebuie să fim buni la ceva. Pentru că acel ceva la care noi suntem buni e sursa pe care utilizează creierul, mașina aceasta de făcut inferențe, de făcut predicții. Și dacă noi ne pricepem la ceva, el face predicții pozitive. Spune, eu cred că poți să faci chestia aia. De ce? Păi ai ceva, am ceva dovezi că poți să faci, uite, niște lucruri. Uite, ai făcut aia, bine. Și aia, bine. Dar dacă creierul se uită în dosarele lui, în fișierele lui, din memoria ta și spune, nimic n-ai făcut bine, de unde să-ți dea sentimentul de siguranță? De aceea trebuie să fim foarte atenți cu noi și să ne căutăm zona în care am putea să fim competenți și să ne creăm și să muncim pentru asta. Dacă nu de altceva, măcar ca să nu ne fie frică. Pentru că altfel creierul ne va face să ne fie frică în mod clar. Pentru simplu fapt că n-are nici o dovadă că ceva măcar, o bucată mică din lumea asta o controlăm. Și dacă nu controlăm nimic, bineînțeles că ne apucă frică. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Acest podcast este o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Să ne reauzim cu bine!